scură. Înainte de a vă adresa întrebări la subiect, nu pot să trec peste o situație pe care am văzut-o afară. Atunci când colegii noștri din presă, este vorba despre echipa postului de televiziune TV8, nu a fost lăsată să intre, este pentru a doua oară. Dacă ne puteți explica de ce? Dacă nu cunoașteți, numele meu este Pavel Filip și eu sunt prim-ministru al Republicii Moldova. Dacă este vorba de conferințele de presă de la Partidul Democrat, vă rog să vorbiți cu cei care reprezintă nemijlocit acest lucru, este purtător de cuvânt și cred că sunt oameni care își fac meseria. Totuși, dar dacă vreți punctul meu de vedere... Sunteți dumneavoastră la această tribună, o să insist. Dar dacă vreți punctul meu de vedere, deci consider că evenimentele trebuie relatate obiectiv. Eu am văzut mai multă, mai puțină obiectivitate la aceste posturi de televiziune. Și noi am văzut mai puțină obiectivitate la unele posturi de televiziune care sunt prezente. Aveți o întrebare sau vreți să dialogăm? A fost o completare.